Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. În România se desfășoară o amplă acțiune de comasare. Ăsta este termenul care, de specialitate pe care trebuie să-l întrebăm în discuție. Se comasează cele două partide, dau să se comaseze cele două partide. Odată cu această comasare petrecută se vor comasa probabil și alegerile ce urmează să vi se întâmple. Anul, sigur, temeiul este unul economic. Dom'le, toată lumea este în stare cumva de a face economie. Dom'le, încercăm să facem economie, nu se poate să cheltuim atâția bani cu această nenorocită de democrație. Cam asta este atmosfera care se degajă. Bani mulți pentru ce? Pentru o democrație care... Bine, eu nu înțeleg de ce oamenii aceștia se opresc la jumătatea drumului. Deci înțeleg că există această intenție a domnilor doctori Ciucă și Bode. Îmi cer scuze, e o reacție alergică la numele Ciucă și Bode, de a comasa alegerile locale și cele parlamentare. Deci nu înțeleg de ce le comasează în loc să le desfințeze. De ce mai organizăm noi alegeri? Pe etape, oamenii nu sunt pregătiți pentru această informație pe care tu o dai. Organismul de precum Petru cel Mare al Rusiei, n-am ce să fac. Normal, asta e situația. Care văzându-și boierii prea puțini pregătiți pentru modernitate, a făcut mai multe lucruri, dar pot să-l dăm exemplu. I-a chemat pe toți într-o sală de bal și le-a dus bărbile. I-a lăsat așa pe model franțuzesc. Și așa s-a modernizat societatea rusă. Ca un prim pas. Păi, deci, practic, se poate instala. După care și-au lăsat barba la loc, după cum vedem. Așa e modern. Așa și aici, să ne cheme pe toți și să ne anunțe. Mă, alegeri nu vă mai fac. În primul rând, pentru că am văzut cum votați. Uite că avem alegeri libere de 90 încoace. Și la ce ne-a ajutat domnul Buzean? Păi nu, dar e rezultatul FSN același. Atunci, FSN acum. Rezultatul e același. Cu alte denumiri. E doar această chestiune pe care o fac aceste partide la nivel de... Dom'le, au ei nebunia asta de a merge la vot oamenii. Să ai tu senzația că le știi că te uși cu copilul în oraș și crede el că și alege. Da. Înțelegi? Cam asta e senzația. Noi suntem niște copii care ne prefacem că da, eu l-am ales pe ăla, eu pe ăla. Uite cum vor ajunge. Vor ajunge în formula asta la guvernare. Și asta e formula. Hai să ascultăm domnul Ciucă în formula pe care o cunoașteți. Formulând. O discuție în momentul de față, am discutat la nivelul coaliției, am discutat la nivelul Partidului Național Liberal chiar în ultima ședință a Biroului Politic Național despre acest subiect. În acest moment, fiind vorba de o analiză, am rugat specialiștii din partid să caute soluții și, desigur, să venim cu o abordare legală, constituțională, nu de altă natură. Dacă va exista, atunci o vom discuta. Dacă nu va exista, nu o vom discuta. Sunt trei rânduri de alegeri, doar trei pot fi discutate într-o asemenea permutare. Ca atare, nu există acum altă soluție decât una din cele trei. Și urmează să analizăm, să vedem ce ne spun specialiștii pe domeniul din fiecare parte. A zis acolo bodogănind ceva domnul Ciucă. Bodegănind? Bodegănind. Bodegănind. Așa ceva. Bodegonind spre alegeri. Spre încolo, ideea este că Partidul Național Liberal are două ținte pe care le vizează. Unul la mână, faptul că prezidențialele sunt la finalul anului. Și scopul ar fi totuși să fie parlamentarul undeva în septembrie, pentru ca domnul președinte Iohannis să fie cel care numește premierul și să-și mențină acest avantaj în care stau. Și doi la mână, acest obicei pe care au partidele mari de a avea primari mai harnici la alegerile locale și atunci e bine să fie comasate parlamentarele cu locale. Și consilierii locali și primari și consilierii județeni și aspiranții la postul de președinte de Consiliul Județean, toți să muncească pentru parlamentarii Partidului Național Liberal, pentru că altfel domnul Buzăianu, cine crezi că ar munci pentru ei? Adică mă gândesc că lipitorii de afișe de la campania precedentă nu vor mai ieși cu atâta drag. Pentru că mulți au ieșit susținând acea conducere a Partidului Național Liberal, un partid național ne-PSD-ist. Păi după ce ai ieșit să-i spui, ești în stradă să-i spui votantului că ești alternativa la PSD, cum te duci acum să-i spui aceluiași votant că ești partenerul PSD, ești ajutorul PSD, ești brelocul PSD? Păi acum trebuie să spun exact asta, domnule, votați-ne dacă vreți să rămână PSD-ul la putere. Deci există acesta. Doi, ar trebui să vină cu această turnură. Votați-ne dacă... Ce vrei să spui în fața alegătorului acum? Îi spunem bună seara domnului Ionuț Moșteanu, purtător de cuvântul USR. Bună seara! Bună seara, bună seara! Bună seara, domnule deputat! Domnule deputat, suntem în fața acestei intenții a Partidului Național Liberal, nu știu cât de susținută este și de Partidul Social Democrat, de a comasa alegerile parlamentare cu cele locale la anul. Dumneavoastră, cum vă poziționați pe acest subiect?
Păi, în primul rând, liberalii normal că numai la asta se gândesc, pentru că văd cum se prăbușesc zi de zi și cad între scaune, că na, au vrut și la guvernare cu PSD-ul, vor să mai și respecte lumea și să se mai numească liberalor. Asta nu o să se poată și știu și ei. Nu mai zic că actualii lideri ai PNL-ului, domnul Iohannis și domnul Ciucă, cred că dânsi în sine oricum un moft asta cu alegeri și democrația. Hai, domne, că știm noi mai bine. Cred că, na, oricum li se pare un efort prea complicat să facem alegeri. Dar, dincolo de asta, nu există nicio rațiune pentru comasarea legilor. Există decizii CCR, orientări ale Comisiei de la Veneția, care spun că orice comasare alterează procesul electoral, nu dă șanse unor oameni să fie aleși, care ar vrea să candideze și colo și colo. Acum depinde de ce tipuri de alegeri se comasează. Mai spune că complică campania electorală, pentru că imaginați-vă că se fac împreună, se comasează locale cu parlamentare. Și am avea o campanie electorală în care unul zice că vrea primar, unul consilier, unul care vrea primar, uite, eu de exemplu poate vreau să candidez și la primărie la Piteș, cum am mai făcut-o. Dar, na, nu câștigă toată lumea la primărie. Poate vrea să după aia să candideze și la Parea. Cum face? Ce le spune oamenilor? Ca să nu mai zic de 6 buletine de vot și a spus exact de Curtea Constituțională în înțelepciunea ei acum 11 ani, în 2012, când am mai avut o idee de asta, o majoritate aflată la putere, a spus că n-ar fi timp, că în procesul electoral, efectiv, în ziua aia, când oamenii merg și au 6 buletine de vot, intră în cabine, n-au timp toți oamenii să voteze. Asta ar altera din nou dreptul de a alege. Domnule Moșteanu, argumentul domnului Ciucă, pe care l-a aștenut în momentul în care a fost întrebat de vorbă la un moment dat pe tema aceasta, a fost următorul. Se știe că în momentul alegerilor și în perioada campaniei electorale nu prea se lucrează pentru țară. Ori dacă ne întindem, Doamne, iartă-mă pe tot anul ăsta cu alegerile, ce o să mai facem pentru țară? Când mai avem timp să facem pentru români lucruri? Asta da, este argumentul. Da, e atât de preocupat. Se știe că asta este o eroare de logică. În orice carte poate să spună orice student în anul 2. Se știe că în momentul în care spui asta fără să ai niciun argument, dar într-adevăr, politicienii nu fac decât campanie în perioadele alea și o spun în cunoștință de cauză ca politician. Toți politicienii fac campanie și vor să câștige alegerile, că de-aia sunt partide, ca după ce câștigă alegerile să ajungă niște poziții de putere locale sau centrale, niște poziții executive, ca să-și pună în practică programul de guvernare. Unii mai de dreapta, unii mai de stânga, unii mai de centru și așa mai departe. Dacă suntem dar atâte... asta că oamenii nu lucrează, alegerile în general, scuze o secundă, în general alegerile sunt duminica, oamenii după biserică, înainte de biserică, înainte de grătar sau după grătar sau înainte de șprițul de seară, se duc și votează jumătate de oră. Asta nu asta este realitatea, pentru că trăim nu, nu mai lucrează ei, asta spun, că nu mai lucrează ei politicienii, în sensul ăsta era. Dar domnule Moșteanu, dacă intrăm în logica asta a eficienței economice prin comasarea alegerilor locale și parlamentare, de ce nu facem o treabă serioasă, de ce nu mergem până la capăt și de ce nu comasăm alegerile parlamentare cu cele locale, cu cele europarlamentare și cu cele prezidențiale? Și cele asta. Două partide după aia între ele. Păi acolo e doar o formalitate, domnul Buzea. Și vedem apoi cine ce mai înțelege din toată chestia asta. Păi v-am zis, deci dacă îl întrebăm pe domnul Iohannis, cred că aici nu mai facem doar alegeri. Vă zic eu cine pe unde să fie, fac eu niște liste și aia e. Nu, democrația trebuie să funcționeze și fără democrație degeaba spunem că avem un stat de drept, un stat liberal, european și așa mai devreme, mai departe cum considerăm că suntem. Democrația, e un aspect. Democrația, da, costă când și când din 4 în 4 ani, e un cost marginal la cât de mult bine poate face o democrație consolidată, bine reprezentată, că mai e și ăsta un aspect. Din punctul de vedere al PSD și al PNL, ei ar omorî toate partidele să rămână ei, eventual cu UDMR-ul ca o lege specială și oricum intră cu 5% în Parlament, mai sunt domnii de la minorități și ar fi foarte fericit să nu-i mai încurce nimeni. Ori asta ar fi, n-ar mai fi democrație și noi ar trebui să ne uităm către democrațiile din Europa Centrală și din Europa de Vest, democrațiile consolidate. Și acolo, de exemplu, dau un singur exemplu, în Olanda, în Camera Reprezentanților din Olanda, în Parlamentul lor, sunt 150 de parlamentari.
în 150 de parlamentari, sunt 150 de parlamentari din 17 partide. Am verificat mai devreme că eram curios. Nu mai știam exact câte sunt. 17 partide, fiecare sunt partide reprezentate în Parlament, de la un parlamentar până la 34 de parlamentari. E, asta înseamnă că fiecare bucățică din societatea olandeză își găsește un reprezentant care, pe care să-l aibă în Parlament. Unii au o problemă pe viața asta, să zicem, unii cu mediul. Cred că cea mai importantă problemă. Unii cu animalele, unii cu agricultura, unii cu turismul și așa mai departe. Asta. Și aia e corect. Domnul Moșteanu, o să vă întreb în final un lucru care poate vă convine mai puțin, dar până la urmă în favoarea lor și în favoarea desfințării ideii de alegeri stă și starea asta pe care o vedem în sondaj. Adică indiferent ce produc, indiferent ce fac, indiferent cât de bine sau de prost merge țara, indiferent de orice, sondajele sunt cam aceleași. PSD și PNL împreună cu UDMR vor putea face un guvern. Și atunci întrebarea este într-adevăr legitimă. De ce mai facem alegeri dacă lucrurile stau la fel, că le facem, că nu le facem? Stimați domn, nu sunt alegeri mâine. Și știți, bine știu și ne putem uita la sondaje. Deja am și eu 6 ani și ceva în politică. Am văzut sondaje care nu ne mai dădeau nicio șansă. USR-ul a fost la sfârșitul 2017, vă aduc aminte, după ce plecase Nicușor, eram destul de rupt și știu că urmăreați atunci USR-ul și atunci era la 5-6%. E, la un an și câteva luni de zile, în 2019, deci la începutul 2018 aveam 5-6%, la începutul în 2019, în mai, luam 23% în alegeri în alianța cu Plus. Deci, lucrurile se schimbă. Aur nu apărea niciun sondaj, a intrat cu 9% și nu se vedea de nicăieri. Deci lucrurile se schimbă cu câteva luni de zile înainte de alegeri. Politica urcă mult pe agendă și atunci oamenii, există o spirală a tăcerii care nu se apare în sondaje și am văzut-o asta și la ăia mai deștepți, cu Brexit-ul, am văzut-o la americani cu Trump. Deci asta că avem o poză și niște sondaje făcute într-un fel sau altul comandate de partide cu un an și jumătate înainte de alegeri nu înseamnă nimic. Ei au de guvernat un an și jumătate în continuare și vedem că la câți oameni au angajat la stat și la cum au aruncat cu banii, nu mai au bani în visterie la 3 luni după ce au aprobat. Da. V-ați referit la scolul USR de la alegerile europarlamentare? Vorbiți un pic și de scorul de la parlamentare. Da, alegerile europarlamentare sunt atipice, da. Adică nu e ca și cum e același politic. Acolo e curcătura, da. Acolo oamenii vin și votează, e un vot politic, votează de un partid. Toate sunt voturi, că da, votul e un demers politic. Da. Dar ce facem noi, că dumneavoastră nu sunteți direct în problemă, nu puteți să vă așa depersonalizați. Ce facem cu opoziție care însumează, nu știu, 20% în cel mai fericit caz? Păi în momentul ăsta însumează asta pentru că în realitate mai e un aspect. În realitate atunci când mergi în alegeri și le spui oamenilor că le promiți o chestie, cum a promis PNL, votați-ne să vă scăpăm de PSD. Și oamenii s-au uitat, au zis, bă, mai degrabă PNL sunt mai mari, poate ne scapă ei de PSD decât useriștii câți mai tineri. Și după asta, după 8 luni de zile s-au luat de braț. Ei, lucrurile astea se decontează în alegeri. PNL-ul nu poate să mai meargă pe stradă. Eu am prieteni votați peneliști care mi-au zis, bă, nu-i mai votez în viața mea pe ăștia. Și deci nu poate să vină din nou să zică după ce au păcălit pe oameni că da, ok, mai votați-ne odată, poate vă mai păcălim odată. De asta spun, lucrurile se schimbă, se decontează politic și greșelile și deciziile politice se decontează și mai mult până la alegeri. De-aia e important să avem alegeri corect făcute, că atunci când trebuie făcute să alegem fiecare categorie, să facem fiecare categorie de alegeri separat și dacă vor să schimbe într-adevăr ceva, să întărim democrația acolo unde contează foarte mult la nivel local, haideți să revenim la alegerile în 2 tururi. Deci aia, cred corect, că ăla era un moment important, da. La locale să se întâmple lucrul acesta. Și n-am mai avea primari aleși, da. Cu 8% din totalul voturilor, așa cum am avut la Pitești acum un mandat, așa cum am avut cu 13% pe doamna Firea, care a fost primar 4 da, ani jenant, de zile. Situație jenantă. Da, domnule Moșteanu, mulțumim pentru intervenție, Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt al USR. Între timp, în Parlamentul României, în Camera Deputaților, a fost o tevatură întreagă, s-a intervenit acolo cu domnul Crăciu, există această gaură bugetară care trebuie explicată sau sigur trebuie rezolvată, nu doar explicată, și atunci a intervenit domnul Crăciu și a zis niște lucruri să încercăm să-l ascultăm. Văzut, a fost și nervos. Să vedem, scandal, scandal mare. Nu a fost așa supărat? Domnul Crăciu? Da. Nu, din potrivă, era o persoană detașată. Părea chiar detașat. Și când nu era cazul. Da, mai ales când nu era cazul. Cum să vedeți? Dar ce s-o fi luat?
Decizia domnului prim-ministru și decizia liderilor a fost să facem o ajustare și pe cheltuieli, acest 20 de miliarde de lei, până la urmă e un 3,3%. Cred că și statul poate, prin anumite măsuri, pe cheltuielile pe care nu sunt esențiale, să facă această ajustare. De altfel, domnul prim-ministru a transmis tuturor colegilor ca până mâine să transmită o serie de propuneri de soluții privind ajustarea unor cheltuieli care pot fi... se poate renunța la ele. Decizia luată de coaliție a fost că nu se taie salarii, nu avem concedieri și nu se umblă la investiții și la proiectele cu fonduri, din fonduri europene și PNRR. Domnule, aici așa mai revenit. Nu, aici era calm. Aici se liniștise. Era tot în parlament, dar pe hol. Că nu, pe hol s-a mai liniștit. Știi că pe hol contează ce zice, de la tribuna așa n-a scos. El face urât la tribună când îl pui, așa când îl scos la ușă. Cum era la nivel de tribună, ne-am și gândit să difuzăm, să nu difuzăm. Poate avem un public mai sensibil. Lasă, doamne, iartă-mă, dăm imaginile astea mai comerciale, mai așa, mai pentru un public larg, că dacă v-am fi arătat cum a fost la tribună domnul Căciu. Domnul Buzean, ce bine că nu le-am arătat oamenii. Ce bine că n-am tensionat atmosfera cu un război la graniță, îl mai auzi și pe domnul ministru de finanțe într-o stare de tensiune ridicată. A venit domnul Căciu și a explicat în legătură cu această pagubă pe care o are acolo la buget, gaură, cum îi se mai spune ei. Multă lume așa îi spune, am văzut. Am văzut că tot dau vina, încearcă să o proptească mai degrabă la ANAF, să zică că ăla de la ANAF e de la PNL și tot timpul încearcă să plaseze această gaură ca fiind un eșec al domnului de la ANAF. Nu că n-ar fi. Nu că n-ar fi, dar până la urmă și calcularea bugetului ăstuia, că gaura de ce? Care e gaura? Gaura este estimativă față de lucrurile cum erau ele preconizate, față de cum erau preconizate inițial. Și atunci ăla zice, domnule, au fost preconizate ANAP-ul, dar lucrurile ăsta, ăștia l-ați zic, nu domnule, noi le-am preconizat bine. Tu nu ai adunat bine la buget. Și de fapt, unii au preconizat greșit și alții au colectat prost. Exact, ca să le punem, să le comasăm. Practic, toată lumea are dreptate. Vorbiți de minciună. Retorica aceasta... Da, mai cam, te rog. Vorbiți despre minciună. Vorbiți despre minciună. Retorica aceasta e o retorică pur și simplu politicianistică. Politicianistă. Pentru că bugetul s-a votat de către acest parlament. Adică bugetul ăsta cu preconizări respective e vina voastră în primul rând. Că nu e așa? Păi da, e. Da, păi da, da, dacă ai văzut cine votează. Adevăr, păi și tu ai aruncat o privire în parlament să vezi. Sunt oameni acolo care cred că dacă au citit bugetul, pe lângă faptul că am această convingere că mulți n-au citit. Dar am o altă convingere că unii au citit degeaba. Deci nu e ca și dacă cum. Dacă asta mare este ce mi se impută mie sau guvernului că nu am predat România sau a zis prădat România. Am predat România evazioniștilor, sunt de acord să-mi asum acest păcat, zice domnul Căciu. Zice, nu, dacă asta mi se impută că n-am predat România evazioniștilor. E acest scandal. Gaura la, buget de, la bugetul de stat nu e în niciun caz de 20 de miliarde de lei. Încetinirea încasării veniturilor se cifrează undeva la 4,7 miliarde de lei față de cum am programat. Deci nu e de 20 de miliarde, cum ziceți voi, de 4,7. Am puținat un pic din gaură, am mai acoperit așa de vorbe. E o găurică. Am mai acoperit de vorbe. E o găurică. E o găurică în buget, domnul Buzean. Ce să facem? Bă, Radun, e ca și cum te surprinde? Mă surprinde... Ce te surprinde? Surprinde... Tupeu acestor domnul oameni. Ce te surprinde, mă surprinde domnule? Faptul că domnul Căciu este într-o continuă situație în care trebuie să dea explicații pentru ceva ce nu se întâmplă, cum a zis el inițial. E și un pic ministru de finanțe. Păi, ceea ce... păi da, da, e într-un continuu eșec. Mi-aduc aminte, discutam despre domnul Căciu în contextul e OMV. Și cum ar face notă discordată. Înțelegi? Adică, și acolo explica de ce e eșec. Acum iar explică de ce. E un eșec de camuflaj, domnul Buzean. Se acoperă de eșecuri pentru a nu ieși în evidență în acest guvern. Dar spune și mie ceva. Nu, 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 acoperit eșecul celălalt cu acest eșec nou. Acum nu mai întreabă lumea de ce n-a reușit să ia banii de la OMV. Un minister funcțional. Unul care, măi, dă bine, dă rău. Un minister care merge bine. Da, bine, sigur. Ăsta se poate așeza bine în guvern. Fiecare are eșecurile sale. Deci să-l știi după eșecuri. Uite, domnul Budăi e plin de eșecuri. El s-a înconjurat de eșecuri. Domnul Budăi, să zicem, care are niște eșecuri la activ. Da. Domnul Bode, ai sesizat ceva domnul neplăcut Bode în activitate? Bun. Ai pe zona Ministerului Economiei, domnul Spătaru, ți-a atras ceva atenția? Dar de competiție. În ultimul an și jumătate de emisiune, e un conosor al eșecului și al deciziilor controversate, dar poate vrei să mergem la Ministerul de Externe, care de câteva luni, iată, e luat în vizor de criticii unor demersuri. Acum, situația e mai complicată acolo, pentru că, vezi tu, în Speța Urescu, unele critici sunt tratate de el pe post de paratrăznet, în sensul în care să nu uităm că politica externă e apanajul președinției. Dar, mă rog, trecem peste. Adică trece și el în față, el este pus așa ca un...
ca un zid în fața acestor acuzați. Să o încaseze. Deci, practic, e o stare de eșec continuă. Sigur că acum ar putea să zică... La Ministerul Familiei merg lucrurile bine, uite. Acolo chiar sincer să îți spun. Știi că bă, mai sincer îți spun, dacă e ceva e să... E cineva care are grijă de români. Și acolo e un succes, în sensul că, că și bugetar e un succes, că acoperă, deci, practic, Ministerul de Familie a reușit să acopere... Mă crezi că familiile angajaților sunt mulțumite. Un salariu, în familie, din gândire. N-am auzit, ai auzit vreun scandal la Ministerul Familiei? Doar lucruri frumoase. Doar lucruri frumoase. Bine, adică când vorbești de doamna Firea, n-ai cum să aduci niște critici. Însă și ca primar a fost excepțional. Nu știu ce să spun. Tu ochelarii ți-ai luat cu voucher sau fără? Domnul Zanfi, nici ochelarii, nici bicicleta, dar pe de altă parte mă bucur de statuia de 2 milioane de euro a prințului Ranie din Parcul Circului. E Paștele, duminică, domnul Buzean. La Ortodox, e duminică. Mă plimbam până piața Universității. Nu vedeai un iepure, domnule? Nu e nici un iepure. Dar vrei să spun ceva? Nu sunt... Vrei să spun ai ceva? Ai văzut vreun ouleț? Domnul Zafi, nu doar că n-am văzut. Dar l-am întrebat și am văzut o preazul domnului primar într-o discuție pe care am avut-o vie. Nu știu dacă ai prins. Domnule, cum să nu? Da. Domnule, i-am zis, domnul Nicu Șordan. Ce faceți? Vă bate joc de români? Oamenii așteaptă, se învârtă lume, se învârt oamenii bucureșteni ca nebunii prin centru. Nu găsesc un iepure, nu găsesc un wow. Un ce nu găsesc? Un ou, un iepure. Un iepure într-o caleașcă. Dar asta te lucruri pe care păi, dar nu sunt, domnule, pe gestiune acolo în primărie. Ia căutați pe net iepuri piața Universității, ca să vorbim și în cunoștință de cauză în cazul unor telespectatori care nu frecventează capitala. Domnul Buzeanu, da. Am trecut ieri pe piața Universității. Mai mare rușine. Nu era un iepure acolo. M-am întors în drum să mă mai uit o dată. Zic, domnule, poate l-am văzut. Se poate, domnule. M-am gândit că au fi pus niște iepurași de ăștia, așa, de un metru și jumătate cel mult. Cum sunt ăștia? Cum erau iepurii aia după vremea doamnei Firea. Dar veneau oamenii să-i vadă. Să venea toate colțurile lumii să vadă niște iepuri uriași. Dați pe Google. Iepuri, piața... Iepuri, piața... Piața unde? Da, unde a fost? Cred că a fost în altă parte. Deci era o defilare de iepuri. Și acum ce face Nicușor? Asta vreau să-l întreb. Că dacă te uiți pe Facebook-ul lui... Domne, toată ziua termie, lasă-ne mă cu termia că a venit căldura. Unde-s iepurii ăștia? Unde sunt, domne, că unde-s iepurașii ăștia? Ăștia sunt acolo. Bine, ăștia sunt niște iepuri mobili, dar mai dați, mai căutați. Nu, da. Nu, atenție, nu vrea să-i scoată. Deci nu e vorba că nu cumpăra. Dar ăștia sunt iepurii vii? Păi sunt acolo în primărie. De unde i-a luat domnul aia Firea? Îți dai seama, și acum stau nefolosiți. Domnul primar Nicu Șordan. Căutați, domne, acolo. Puneți, domne, ouăle în piața Victoriei. Unde-s, domne, ouăle? Dar părea ouă de dinozaur, Radu. Am trecut pe lângă unul. Ouăle alea mari, frumoase. Imens, niște ouă mari, niște iepuri. Ăștia cei mai mici iepuri. Ați cum ați căutat? Cei mai mici iepuri ai lui Firea? Pune, domnule, ouă, iepuri aia gigantici, domnule, aia din caleașcă. Doamne, iartă, o stați că punem pe telefon și vară. Nu faceți, domnule, economie la iepuri, că doamna Firea... Nu, domnule, la iepuri. Nu te mai vedeai de iepuri în situația aia. Și acum mergi, uite-te și tu, lumea se învârte până centru București, nu vezi un iepuri, n-ai senzația de... N-ai senzația de întâmplare de paști, știi că... Uite, domne, aici, domne! Aici te aștept și te gândești ce plănuiește. Ia uite-l, domne, pe ăsta, iepurele ăsta, că e mai mare decât doamna Firea. Uite, vătează că vă arăt eu. Nu s-au făcut iepurii anul ăsta. Ia uitați iepurele ăsta, pe ăsta, voiam să domne, ia uite-l, domne, cât domne, arată bucurie. Un om de stat, un mare om de stat, raportat la iepurele ăsta. Unde e iepurele ăsta? Nicușoare, unde e iepurele domne, ăsta? Nu s-a făcut iepurele anul ăsta. Scoate, domne, iepurele ăsta. Ăsta e iepure vizitiu, că este într-o caleașcă. Unde sunt? Da, arată și caleașca, domne. De ce mi-și... Puneți poză cu Nicu Șordan pe ecran, domnul. Fotografia e făcută de Octav Ganea de la Incoam Fotos, ca să se știe. Unde este acest iepure? În atenția domnului primar general. Vreți să tragem un semnal de alarmă? Nu stați cloșcă pe ouăle doamnei Firea. Puneți-le în piața Universității. Domnule primar, de ce vă feriți de iepuri? Unde sunt iepurii? Unde sunt ouțele? Unde sunt caleștile? Ia uite, bravo! Unde sunt trăsurile? Bravo! Unde-i găina asta uriașă? Unde-i, domne, găina? Unde-i, domne, găina asta uriașă? Ia să ne ținea doar... Unde-i trăsura trasă de găină? Condusă de un iepure? Care are niște ouă în spate? Unde sunt toate astea? Ce ați făcut cu ele? Totul se duce în termie. Există viață și după apa caldă. Există viață și după termoficare. Nu e, nu asta dă calitatea vieții. E puroiul de Paște care conduce o trăsură trasă de o găină gigantică. Ce e, dracu, atât de greu? Care-i problema? Nu înțeleg ce... Care-i problema? Că, nu vă aduc de neclaritatea. Pentru asta, uite, sărbătorile pascale, sfintele sărbători de Paști. Eu sunt dispus să cred. Dom'le, s-a pierdut iepure. Nu, ai, s-a pierdut găina. S-a pierdut iepure. Bă, da, Firea, bă, poți să scoți măcar pe doamna Firea de Paști? Îți iese singură. În piață. Poți să scoți iasă și primar. Poți să scoți pe Firea. Dom'le, nu mai avem iepuri, nu mai avem găina. Găina. Da, avem găina. Da. Asta e. Cloșca cu pui dau. Nu, e bătaie de joc. E clar că nu vă interesează. Noi am vrut să tragem sărbătorilor un semnal de alarmă în privința ceea ce se întâmplă. Nu, da, e imparțial. Unde greșește, greșește. Unde
greșește, n-ai ce să scoate, faci. Domne, iepuroi! Am făcut un apel acum la domnul primar să scoată iepurii de unde... Să scoată iepurii de unde s-au pitit. Să vedem pe unde o mai scoate iepurile, domnul primar. Sau măcar găinușa asta. Așa. Asta dă-mi dreapta de aici. Pe de altă parte, jurnaliștii de la Libertate au scos o anchetă tare de tot, despre care am vorbit un pic foarte bună. Și pe care trebuie să o dezvoltăm astăzi, că de regulă există această cutumă în lumea civilizată, unde se pun structurilor, că asta e obiceiul de forță, control civil. Li se pune un control civil instituțiilor de forță. Am văzut mă atitudinea asta exact în Occident. Așa, doar că invers. Tăradu, deci instituții de forță sub control civil, vezi, doamne, e mai democratic așa. Așa insistă Occidentul, decadent. Noi punem control militar? Așa e strămoșesc la normal. Noi. Așa e. Noi aducem un general din rezervă, pensionar după toate standardele, nu doar cele speciale, că are 67 de ani, și îl rugăm frumos să fie, să accepte postul de membru în Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pe care dânsul a mai condus-o acum 20 de ani în guvernul Adrian Năstase. Când se făcuse guvernul Adrian Năstase? Acum 20 de ani, Radu! Domnul tu ce făcea cu 20 de ani? Pentru că domnul general Celea conducea Casa de Asigurări de Sănătate. Știu sigur ce făcea doamna Firea acum 20 de ani. Ce făcea doamna Firea? Emisiuni. Niște emisiuni la, televizor. Făcea. Era jurnalist. Era jurnalist. Bun. Hai să-i spunem bună seara jurnalistului Răzvan Luțac de la Libertatea. Bună seara, Răzvan Luțac. Bună seara, vă salut. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. E o investigație semnată de tine, publicată ieri în cotidianul Libertate. Nu, ne-a atras atenția. S-a părut ceva deosebit. Titlu sună în felul următor și sună bine. Activarea generalului SRI Celea, omul cu 23 de terenuri, 2 case, 3 apartamente, 4 mașini și 3 șalupe. Doar atât? Am mai găsit niște lucruri prin declarația de avere. De exemplu, vreo 225.000 de lei pe care îi declarase din pensie pe anul 2022. Adică mai sunt lucruri de găsit, mai sunt și vreo 30.000 de euro în bijuterii și alte lucruri interesante. Interesant e și că vreo 20 dintre terenurile alea sunt moștenite, toate moștenite în 2022. Am încercat să dăm de domnul Celea să ne explice cum de-a moștenit 20 de terenuri și vreo 3 apartamente și o casă într-un singur an, dar din păcate nu reușim să dăm de el. Am primit și întrebări la CNAS, dar... Din păcate se pare că nu... N-ați reușit să dați de domnul Celea? Nu reușit. Vedeți că domnul Ciuc a reușit să dea de el. L-a găsit domnul... ușor și l-a numit în conducerea CNSAS. La 20 de ani distanță de la momentul în care Adrian Năstase îl găsea pe domnul Celea, considerat a fi oftalmologul domnului președinte Ion Iliescu, și îl numea în conducerea CNSAS. Ce fel de apucătură e aceasta de a numi generali în rezervă în fruntea unor structuri eminamente civile? Domnul Celea, e important de reamintit, are ceva activitate managerială, dar în fruntea spitalului SRI, de exemplu, și bineînțeles în era Năstase, în fruntea CNSAS, CNASM, cer scuze, era culmea CNSAS, în fruntea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dar era Bera Năstase, te așteptai la orice. 20 de ani mai târziu încă mai punem generali la asigurări de sănătate, generali în funcția de premier și în multe alte posturi cheie? Da, e foarte interesant și ce a făcut domnul Celea între momentele astea două. El practic a preluat în 2012 plaja Sulina, celebra plaja Elenei Udrea, a concesionat-o pe 10 ani, presa din Tulcea a numit atunci licitația foarte dubioasă, pentru că a participat firma domnului Celea și a mai participat o firmă care era secretarei din primărie. Și mai mult decât atâta, ziariștii locali și-au dat seama de un lucru. Ziariștii de la ziarul de Tulcea și-au dat seama de un lucru. Că soțul secretarei lucra pentru domnul Celea. Ca și încrengătură. Doamne, ce coincidență! Am primit foarte multe reacții ieri și foarte multe poze de la Sulina, unde am văzut cum a transformat domnul Celea respectiva plajă. A făcut frumos? A pus niște umbreluțe de tipul cârciumilor de cartier, dacă le știți. Pitoresc! Dar și el s-a pus sub umbreluța din nou a statului român, s-a reașezat sub umbreluța statului român. Și apropo de plaja aceea, toată situația asta demonstrează că e un om de succes care reușește în viață. Nu avem nevoie de așa ceva și în zona statului român? Adică nu trebuie să funcționăm cu așa ceva, cu oameni care reușesc în viață?
trebuie să mai spunem ceva, că domnul Celea este și consilierul onorific al ministrului Rapila. Da, să nu-l împuținăm din spectaculozitate. Asta e esențial. Asta. Da, eu aș mai aminti și experiența sa de manager al spitalului Muntenia Medical Center, sau Muntenia Medical Center, ridicat de SIF Muntenia la Pitești. 14 milioane de euro, am citit în investigația ta, Răzvan Luțac, ar fi costat acest spital, dar 14 milioane de lei ar fi costat domnul general, căci în timpul mandatului său de manager, la atât s-au ridicat pierderile, la 14 milioane de lei. Acum, de ce aducem un general în rezervă de 67 de ani, de ce îl deranjăm din pensia sa specială, ca să-l numim într-o instituție civilă? Există vreo coerență? Sau domnul Ciucă se uită așa și el către colegi? Sau ne ducem într-o altă direcție a unui stat militarizat? Sau e iarăși argumentul că, domnule, cu un război la graniță ne trebuie un general în fruntea CNA-serie? Nu ne depărtăm ușor-ușor de democrație? Aș vrea să aduc în context și câteva dintre inițiativele PNL din ultima vreme, majoritatea retrase. Aia de a introduce serviciile în relația, serviciile secrete, desigur, în relația dintre avocați și clienți, aceea de a limita drepturile ONG-urilor de a contesta anumite abuzuri ale dezvoltatorilor imobiliari și, desigur, ideea domnilor doctori Ciucă și Bode de a sancționa mult mai drastic activitățile de protest, mitingurile astea. Deci, totul, cum ar veni, în sens opus democrație. Și acum vedem militarizare peste tot. Să-mi amintește de starea de urgență când într-adevăr am militarizat câteva instituții. Era nevoie de o conducere operativă, nu știa nici dracu cu ce ne confruntăm și atâta au reacționat și ei. Dom'le, militarizăm. Pe locuri a funcționat. Poduri? Am militarizat și un pod la un moment dat căzut? Corect, Răzvan Luțac, că și podul ăla de s-a prăbușit, îl militarizase domnul Ciucă și tot prăbușit. Luțca, sau nu știu unde. Care... Da, e prăbușit. E în continuare prăbușit. S-a transformat în cascadă acum vreo două luni. Simți așa un vânt antidemocratic dinspre Palatul Victoria sau Cotroceni sau un palat ceva? Nu știu ce să simt, dar știu că în ultima vreme am găsit foarte mulți oameni formați la SRI, crescuți la SRI, care după vreo 10 ani, 15 ani pe acolo, au ajuns în funcții foarte importante și chiar urmează să mai publicăm, cred că zilele viitoare, un astfel de exemplu. Adică, da, unde te uiți, te uiți stânga, te uiți dreapta, dai peste cineva de la SRI, într-o poziție înaltă și într-o poziție care nu prea are legătură cu trecutul său. Sigur, aici putem să spunem că la domnul Celea el a fost managerul unui spital SRI, dar există și foarte multe exemple. Pa, s-a intervenit la... Să reface legătura cu Răzvan Luțac pentru a-și termina fraza. Trebuie să fim onești în această abordare, să reamintim că domnul general Celea e și medic. Adică poate să zică, doamne, nu l-a luat pe partea de militarie, ca medic. L-am apreciat oftalmolog, am înțeles, nu? Da, medic oftalmolog. Domnule, n-ai ce să-i reprocezi, medic oftalmolog și așa mai departe. Să prezentăm declarația de avem. Starea de militarizare a statului român continuă, cam asta este atmosfera care se degajă din toate știrile astea care intervin. Domnule, e o situație în care pare că e o furie pe civil. Bună seara din nou. Am refăcut legătura cu Răzvan Luțac. Era o frază neîncheiată și ne-am gândit că e bine să o duci la bun sfârșit. Tu nu se interpretezi. Da, spusesem că la domnul Celea mai o minimă legătură, practic, între ce face el acum și cu ce începuse. Da, meseria lui de șef de spital. Dar avem foarte multe exemple și pe unele o să le și publicăm în curând, în care oameni formați ca ofițeri SRI ajung în poziții înalte din statul român, care nu au absolut nicio legătură cu trecutul lor. Răzvan Luțac, mulțumim pentru intervenție și pentru detalii. Răzvan Luțac, jurnalist de investigații, formați Libertatea. Sau deformați, cum a zis, formați, adică SRI sau deformați. Nu știu, în fine, cert este că luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem în aceeași formulă să discutăm despre această situație tensionată la nivel guvernamental, în sensul în care... Dar și planetar. Și planetar, nu mai sunt bani. Și care e soluția? Nu prea mai sunt bani. Când nu mai sunt bani, care sunt soluțiile pe care le avem la dispoziție? Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Fostul ministru de finanțe, Dan Vâlceanu, despre gaura din buget, care a iscat astăzi un scandal imens în Parlamentul României, să-l ascultăm. Problema cea mai mare o reprezintă modul în care a fost construit bugetul. Adică am avut un buget la care eu, de exemplu, am votat împotrivă. Și am votat împotrivă tocmai pentru că l-am văzut că e un buget nerealist, cu venituri supraestimate și cheltuieli subestimate. Ministerul de Finanțe va trebui să verifice
de unde poate economisi, astfel încât să se poată încadra în veniturile pe care le încasează, pentru că există câteva lucruri care s-au schimbat în ultimii ani și pe care Ministerul de Finanțe nu le-a luat în considerare atunci când a construit bugetul. Soluția sau rezolvarea acestei probleme trebuie să vină și trebuie să vină din PNRR. Dacă oprești noile angajări, acei bani poți economisi. Și de aici începe toată dezbaterea. Avem această gaură evidentă pe care încearcă să o micșoreze din vorbe domnul ministru, să o facă mai mică un pic, să-i micșoreze proporțiile. Pe de altă parte, cum o rezolvăm? Cum o vor rezolva ei, nu noi? Cum nu o vor rezolva? Da, deci, în sensul acesta nu se pune problema să o rezolve, se pune problema cum să nu o rezolve. Că sunt mai multe metode de a nu rezolva o problemă. Poți să nu o rezolvi ignorând-o, poți să nu o rezolvi creând o problemă în paralel care să distragă atenția. O problemă mai mare. Poți să o lași nerezolvată venind cu soluții stupide, adică ai o paletă, o panoplie de nerezolvări, de nerezolvări. Spre nesoluționarea acestei situații. Spunem bună seara profesorului de economie Bogdan Glăvan. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Cum nu rezolvăm această gaură din buget pe care domnul ministru de finanțe o prezintă mai degrabă drept o găurică? Nu o putem rezolva dacă trimitem atenția publicului către, nu știu, economii care se pot face prin reducerea numărului de membri în CEA-urile companiilor de stat, de exemplu. Asta este o gogomanie, pentru că nici nu s-a făcut vreodată un studiu. Adică vreau să vă spun, înainte ca cineva să vină cu o soluție sau cu o nesoluție, da, la problema asta, ar trebui să aibă în spate un studiu și să zică, domne, noi am făcut o analiză și am descoperit că dacă reducem cu tare personal, vom economisi atâția bani. Deci de asta vă spunem noi acum că asta este metoda. Dar nu există așa ceva. Și pentru un motiv foarte bun nu există, fiindcă nu se fac cine știe ce economii dacă îți propui să reduci numărul de membri din CEA-uri. Se pot face economii la nivelul acestor companii de stat care mai departe, la un an distanță, atenție, la un an, la doi ani distanță, când ele vor raporta pierderi mai mici sau profituri mai mari, și statul va încasa niște dividende mai măricele. Dar asta în timp, într-un timp mai îndelungat. Iar în contextul actual, țin să vă spun că oricum s-au făcut concursuri. Știm foarte bine, s-au făcut concursuri pe OUG-109 și s-au selectat oameni pe 4 ani. Deci nu ai cum să-i dai afară acum după ce i-ai numit, că vei plăti probabil și despăgubiri. Deci este o gogomanie cap-coadă. Asta ca exemplu de nesoluție, că m-ați întrebat. Da, de aici am plecat. Cum vor reuși să nu soluționeze? Dar înainte să încercăm să ne gândim cum s-ar putea rezolva totuși, aș vrea să întreb de unde vine această gaură importantă de 20 de miliarde sau din bugetul României. Adică este, pe de-o parte, proasta încasare, cum se apără Partidul Social Democrat, sau este proasta estimare, cum se apără Partidul Național Liberal? Este din toate câte puțin. Adică fiecare are o părticică de dreptate, dar nu spune adevărul până la capăt. În primul rând, a fost o proastă estimare inițială. De ce? Pentru că nu s-a înțeles că anul trecut a fost un an excepțional în care inflația care a dat peste oală, da, peste aragaz, a adus guvernului venituri excepționale și în consecință i-a permis să reducă deficitul bugetar mai mult decât spera chiar inițial. Sau, mă rog, să se încadreze în acea estimare. Dar asta a fost o realizare artificială, care va să zică. Da? Deci obținută nu în condiții normale, ca atunci când pleci la un sprint la olimpiadă și nu pleci de la aceeași linie cu ceilalți, ci de pe la jumatea cursei. Și zici, ești primul și zici, vai ce performanță am avut. Păi nu ai avut performanță, de fapt. Dar pentru că ai plecat de la jumate. Da? Bun. Și atunci, Mi-aduc aminte de noastră spunând chestia asta cu o insistență remarcabilă, că acea situație era o taxă ascunsă de care beneficia guvernul României la momentul respectiv. Acea inflație. Și în momentul în care această inflație nu mai poate fi folosită ca taxă ascunsă, importanța ei scade, da? Deci treptat, treptat scade. Încep să vezi, să dai cu fundul de pământ, încep să vezi realitatea, anume că veniturile tale în mod real la buget nu cresc așa cum credeai și în consecință e foarte greșit și fals să estimezi pentru anul următor
cine știe ce venituri bugetare. Deci asta a fost o problemă din start. A doua problemă a fost creșterea taxelor din toamnă. Deci o politică bugetară greșită care a pavat drumul către acest eșec. Pentru că ce s-a întâmplat? Acea politică a creat stimulente perverse. Adică nimeni nu e prost. Toată lumea s-a repezit să scoată banii din firme ca să profite de impozitul pe dividende încă de 5%, iar acum, după ce impozitul a crescut, nimeni nu mai distribuie dividende. Deci vom mai vedea la bugetul statului niște bani colectați de la companiile de stat din energie, la mai pe la jumătatea anului. Atunci vom vedea o creștere a încaselor. Dar, per ansamblu, anul ăsta se întâmplă un colaps. Deci anul trecut au avut încasări mai mari pe final de an din cauza acestor creșteri de impozite, care însă acum, în virtutea propriului lor mecanism și logici, produc o scădere a bazei de impozitare. Da, soluția asta, oamenii s-au gândit cum să rezolve problema economică a României și am văzut că și-au dat silință. Numai poate astea sunt limitele lor economice. Da? Ați văzut că mai e o variantă pusă pe masă de cei de la Partidul Național Liberal, comasarea alegerilor pentru a face niște economii. N-ar fi asta o soluție de redresare economică dacă organizăm toate alegerile în paralel, dăm mai puțin bani pentru alegeri? E posibil să nu ne mai permită alegeri deloc la anul, dacă lucrurile merg așa. Facem niște alegeri mai ieftine. Cum vi se pare această explicație a comasării alegerilor sau această explicație pentru propunerea de comasare a alegerilor din perspectivă economică? Dom'le, facem niște economii cu banul public și organizăm alegerile în același timp. Că asta ne-a spus Partidul Național Liberal că anvizajează. Evident că o țară ca Coreea de Nord are mai puține cheltuieli cu alegerile decât are o democrație. Dar astea, noi trebuie să ne uităm nu la costul contabil, ci la costul de oportunitate. Adică ce pierdem, de fapt, dacă înlăturăm democrația și pierdem mult mai mult. De asta avem nevoie de democrație, de asta o prețuim și de asta facem aceste sacrificii. De asta ținem alegeri, de asta ar trebui fiecare să sacrifice o oră acolo în duminica alegerilor și să meargă la vot. De asta, dacă ne pasă, sigur că da, dacă nu, în orice caz, guvernul ar fi putut economisi. Și încă poate. Asta economisi. Ce poate economisesc? Păi poate economisi banul public făcând niște comasări, niște restructurări în companiile de stat. De exemplu, în domeniul financiar avem 3-4 instituții, companii de stat. Avem CEC, avem Exim Bank, care s-a mărit, avem fondul de garantare, avem fondul de contragarantare și o să mai avem încă o instituție, a cincea, iată, înființată prin PNRR, Banca Națională de Dezvoltare. Lucrurile acestea nu trebuiau să se întâmple și se pot rectifica pe parcurs în continuare, comasându-le, că n-ai nevoie de 5 directori, de 5 oameni. Ai nevoie, pentru că, domnul Glăvan, hai să explicăm lucrurile în situația în care se află. Oamenii ăștia au și ei obligați. Au și ei tot felul de obligați. 3 partide la guvernare, 2 partide foarte mari. Ai nevoie de posturi de director, ai nevoie de consilii de administrație. Ce, doamne, n-ai ce să... V-ați uitat la organigrama guvernului așa cu ochii buni? Adică nu par niște ministere inventate pe acolo? Nu o să nominalizez ministerul doamnei Firea pentru familie, copilași, bunici și altele. Păi nu, că în sensul ăsta pare că face ceva pentru familie, copilași, dar e pentru doamna Firea ministerul, nu pentru familie. Sunt 200 de secretari de stat. Și nu ne referim desigur la 200 de posturi, ci ne referim la 200 de cabinete. Pentru că fiecare secretar de stat are un aparat propriu în cadrul Guvernului României. Și ei ne anunță că în CEA-uri din 5 vor rămâne 3 și asta ar trebui considerată economie. Ne spun că vom avea 6 buletine de vot pentru a alege simultan Parlamentul și Autoritatea Publică Locală pentru a face economie, dar n-ar fi fost... Domnule Glăvan, un gest de bună credință, reducerea numărului de demnitari, comasarea, că vor să comaseze, comasarea unor ministere, reducerea numărului de secretari de stat și, pe cale de consecință, reducerea drastică a aparatului
la nivel de demnitar, de cabinet, de secretar, de sau adică... creștem taxele și am terminat povestea. Sau putem să creștem taxele, da, bravo, nu știu. Ce există soluții date inclusiv prin PNRR, pentru că guvernul și-a asumat prin PNRR niște angajamente, printre care acela de a crește și colectarea, de a îmbunătăți colectarea, să nu uităm că s-au conectat casele alea inteligente de marcat, 600 de mii de case inteligente, vă dați seama, dar noi nu știm nici acum, la un an distanță, care a fost efectul. Deci soluții, bineînțeles că sunt unele care pot produce efecte pe termen scurt, altele care pot produce efecte pe termen lung. Reforma administrației locale, da? Pe același principiu ca cel menționat dumneavoastră, reducerea numărului de primării, de primar, de secretare, da? Care nu ce face în prezent. Deci există soluții, de la unele mai simple care pornesc de la economia banului public în structurile existente, da? Să nu mai avem guvernul record al Europei cu, ca număr de cabinete de demnitari, până la reforme care produc efecte pe termen mai lung. Dar la problema fundamentală a României este că nu face nimic. Uitați-vă la masa asta de Paști, dat aici, da, în imagini. Mulțumim pentru informații, domnule profesor Bogdan Glăvan. Profesorul de economie Bogdan Glăvan. Domnul Buzean, să le spunem telespectatorilor că pentru fiecare ministru pe care îl vedeți la această masă... La fiecare ministru se amenajează. Și 4, 5, 6, 7 secretari de stat, fiecare cu aparat propriu, la nivel de director de cabinet, șef de cabinet, consilieri proprii. Deci... gândiți-vă că imaginați-vă așa un copac cu mult prea multe crengi, cu mult prea multe ramificații, da? E o pădure acolo, de-a dreptul, și ei ne spun că o să reducă din 3, din 5 membri în cea, vor rămâne doar 3. Dar de ce nu spune Partidul Național Liberal, și vom reveni la acest subiect, că este singura formațiune politică, da, are acest specific, care înregistrează diferențe semnificative la scorul electoral între alegerile locale și alegerile parlamentare. PNL este singurul partid care înregistrează diferențe mari între locale și parlamentare și ăsta e motivul pentru care vor să le organizeze în paralel, astfel încât să ridice parlamentarele la nivelul localelor. Dar discutăm despre toate astea și celelalte motive ascunse ale comasării alegerilor pe câteva momente de publicitate.